Ați făcut cursul după de mulți fermier? ani. Ați făcut cursul de Am fermier? făcut cursul așa ca să mă documentez mai bine, că în tinerețe lucram după ureche sau după Da. cum îmi spunea tata și mama. Dar mă Și gândesc că erați sigur. totuși aproape de ce făceați. Adică nu făceați multe lucruri greșite, pentru că bătrânii știu, transmit Nu, meșteșugul ăsta deci bine. corect, din ascultare făceam totul bine, în Da. sensul că mă adaptam, mă pricepeam, Da. inclusiv pașii la semănat sau, Aha. nu mai vorbesc, că aveam vecini care veneau să le bat coasa la rând. Și făceam din ascultare totul, nu știam, ne plăcea, ascultam, pe urmă, sigur că ne însușeam tot felul de activități care erau acolo. Așa că bucuria mea asta a fost. Cositul mi se pare cea mai periculoasă meserie din lumea asta, serios. Am încercat odată și era să-mi tai picioarele. Deci e o mișcare de șold, așa, pe care trebuie să o stăpânești foarte bine. Păi înseamnă că ai ținut coasa invers, dar nu... Cu lama în sus, adică. Deci, mie îmi plăceau lucrurile grele. Da. Coseam foarte mult și îmi și plăcea că de atunci exersam. De exemplu, coseam cu respirație. Aha. Pe o tragere de brazdă, de brațe, Da. Inspiram și pe cealaltă respiram. Ah, deci și aveam un spor extraordinar. Era și un sport, practic. Păi pentru mine era sport, că pe urmă seara când mergeam acasă mai jucam cu copiii prin sat, pe terenul din satul nostru vreo oră și ceva, nu era o problemă să fac 100 de flotări.